Salut, sunt Marius Băcilă, redactor șef la Motobikes și astăzi testăm Yamaha XV950R, un cruiser cu oarecare pretenții sportive, pe care Yamaha nici nu îl marketează ca pe un cruiser propriu-zis, ci ca mai degrabă ca o motocicletă old school, sportivă, minimalistă. Suspensiile, de exemplu, sunt probabil cele mai bune pe care le-am întâlnit la un cruiser din categoria asta vreodată. Lucrează foarte bine, probabil fiind și modelul R. Amortizoarele reglabile de pe spate, cu rezervor separat, își fac treaba ceva mai bine decât cele normale ale XV950-ului simplu. Dar pot spune per total că e un produs foarte bine gândit, foarte bine lucrat, cu mici scăpări la, în ceea ce privește calitatea fabricației pe aici pe acolo și nu atât calitatea în sine, cât unele mici detalii, cum ar fi fire lăsate la vedere sau claxonul amplasat într-un loc nu tocmai fericit în fața motorului. Per total, o motocicletă foarte reușită, cu un preț foarte bun în categoria asta, aș spune, 9.900 de euro pentru această variantă, care vine cu ABS la serie și cu amortizoarele pe spate despre care am vorbit mai devreme. Aspectul motocicletei este unul care nu împarte părere deloc. Toată lumea este încântată de cum arată motocicleta, indiferent de gusturi, să spunem, inclusiv rideri de motociclete sportive sunt foarte încântați de look-ul motocicletei. Așadar, Yamaha XV950, vorbe din cască. Motocicleta are un stil relaxat, așa, nu e nici foarte puternică, nici foarte agresivă, dar are ceva aciditate complet neobișnuit pentru genul ăsta de motocicletă. Problema e că scărițele te limitează foarte repede la înclinare. Cu toate acestea, motocicleta e foarte plăcut de pilotat, cam în orice condiții, suspensiile sunt excelente, probabil cele mai bune suspensii din această clasă. În rest, se poate spune că motocicleta merită cei 9.900 de euro care se cer pentru ea, calitatea fabricației foarte bună, poziția foarte ok, scărițele sunt amplasate destul de în spate pentru un cruiser și asta dă o poziție aproape ca pe un naked. Ghidonul are și el o formă foarte frumoasă și pică foarte bine în mână. O motocicletă pentru plimbări legere, poate cu un pic de strop de sportivitate, foarte stabilă pe viraje. Motorul merge foarte lin, vibrează fix cât trebuie ca să simți că mergi pe o motocicletă mai deosebită, dar vibrațiile nu deranjează niciun moment. Se poate merge liniștit cu o viteză de croazieră de 120-130 de km pe oră, chiar dacă nu există practic niciun fel de protecție la vânt. Ceaua este și ea foarte primitoare. Eu cel puțin pot să spun că stau foarte bine pe șa. Rezervorul de 12 litri limitează autonomia oarecum, dar consumul e destul de mic. Instrumentele de bord sunt foarte limitate, practic ai vitezometru și un kilometraj și un ceas și cam atât. Dar pentru genul ăsta de motocicletă nici nu trebuie mai mult, mai ales având în vedere că avem de-a face cu o motocicletă minimalistă, să spun, simplă, redusă la esență. Cred că este foarte, foarte competitivă în acest segment. Nu este neapărat genul meu de motocicletă, dar cred că cei care gustă un cruiser un pic sportiv, un pic deosebit,
nu foarte scump, foarte bine făcut, vor fi pe deplin încântați. Gata, piersi, gata. Păi n-am știut ce, eu am vorbit. Ai văzut? Eu vorbesc. Să mai ai ce să vorbești pe motor, cum am făcut data trecută. Da, vorbesc, nu-i problemă. Eu am vorbit.